Vara și-a intrat cu adevărat în drepturi. Temperaturile caniculare spun cuvântul în majoritatea zonelor din țară. Specialiștii atrag atenția populației asupra măsurilor pe care trebuie să le respecte în vederea evitării efectelor caniculei în condițiile în care temperaturile caniculare continuă. Populația trebuie să evite expunerea la soare, mai ales între orele 10 și 18, iar cei care au aer condiționat să regleze temperatura cu 5 grade mai mică decât cea ambientală. În condițiile în care nu au aer condiționat la locul de muncă, oamenii trebuie să petreacă 2-3 ore în spații de răcorire. Este recomandat de asemenea să se folosească pălării, să se facă 2-3 dușuri călduțe pe zi, să se consume cel puțin 2 litri de lichide sau un pahar de apă la fiecare 15-20 de minute. Totodată, populația este sfătuită să nu consume alcool și să evite consumul de cofeină, să mănânce fructe și iaurt. Copiilor trebuie să li se dea să bea lichide chiar dacă nu solicită. Specialiștii recomandă pentru limitarea creșterii temperaturilor ca jaluzele sau draperiile să fie trase în timpul zilei, iar geamul le închise până seara, când pot fi deschise și lăsate așa, inclusiv noaptea. Totodată, pentru a limita căldura, populația este sfătuită să stingă lumina și să închidă aparatele electronice de care nu este nevoie. Vârstnicii și cei care au afecțiuni cronice trebuie să se hidrateze cu apă plată și să mănânce legume și fructe proaspete. De asemenea, trebuie să evite consumul alimentelor ușor perisabile și nu trebuie să circule în perioadele când temperaturile sunt foarte mari. Persoanele care suferă de afecțiuni sunt sfătuite să-și continue tratamentul și să facă 3-4 dușuri pe zi. În cazul celor care depun efort, se recomandă dozarea acestea. Iar dacă temperaturile sunt mari, sunt sfătuiți să-și oprească activitatea și să bea apă, ceaiuri, sucuri naturale. Angajatorilor li se recomandă reducerea activității fizice, montarea de ventilatoare, alternarea perioadelor de lucru ale angajaților cu perioadele de pauză și asigurarea pentru fiecare angajat a cel puțin 2 litri de apă minerală.